Larisa a pregătită de căsătorie. Mămărit. Anunțul făcut de fosta concurentă de la Casa Iubirii pe rețelele sociale, luni seară, Larisa a postat un mesaj surprinzător pe pagina ei personală de Instagram. Aceasta le-a dat de înțeles fanilor că este bună de măritat, deși Larisa dezvăluise într-un story anterior faptul că este ocupată cu diverse activități din cauza cărora nu poate fi foarte activă în mediul online, aceasta își atins să facă și lucruri care îi plac, pe care, de câte ori are ocazia, le împărtășește cu fanii ei. Larisa se declară pregătită de căsătorie printre hobby fostei concurente de la Casa Iubirii pare să se numere și gătitul. Căci, recent, aceasta a postat niște fotografii din bucătărie. Nerespectivele imagini tânăra a surprins câteva dintre etapele preparării unui chec cu vișine, dar și rezultatul final, de care s-a arătat foarte mândră, Larisa a postat desertul apetisant pe pagina ei personală de Instagram la Story. Pe lângă aceste fotografii, fata a ținut să transmită un mesaj prin care să-și sublinieze calitățile de gospodină. Aceasta a dat de înțeles că este pregătită de căsătorie, semn că trebuie să mă mărit. A scris Larisa lângă pozele cu prăjitura, ce își dorește Larisa de la un posibil partener. Fosta concurentă de la Casa Iubirii ar fi avut șansa de a se mărita. Însă nu a acceptat. După ce a ieșit din emisiune, aceasta a fost cerută în căsătorie pe rețelele de socializare de către un mare admirator de al ei, deși a luat parte atât la sezonul 2, cât și la sezonul 3 din emisiunea matrimonială. Larisa nu a reușit să-și găsească sufletul pereche. La un moment dat, tânăra a apărut să se apropie de Patrick, cu care chiar și mama ei a încurajat o să formeze un cuplu, însă se pare că nu a avut noroc în dragoste. Singurul băiat care mi-a plăcut, real vorbind, din aproape toate punctele de vedere, a fost Patrick, a dezvăluit Larisa în cadrul podcastului moderat de Ionut Stoica, alt fost concurent de la Casa Iubirii.